În proiectul mai amplu de reabilitare din fonduri europene a centrului vechi din Hunedoara apare și recuperarea unei clădiri istorice din Urbe, respectiv vechiul centru pentru vârstnici. Clădirea care a ajuns o ruină se află pe strada castelului, aflată și ea în plin proces de reabilitare și conform proiectului vechiul centru pentru vârstnici va fi transformat într-un centru pentru tineret. Vechiul edificiu este complet transformat și pe lângă spațiile interioare reamenajate și readaptate pentru noua destinație, va fi construit și un anfiteatru în aer liber care va putea găzdui diferite manifestări culturale. În imaginile prezentate de primăria Hunedoara apare atât vechea clădire în stadiul de acum, cât și cum va arăta aceasta la final. Investiția în reamenajarea albiei râului Cerna, împreună cu realizarea unui centru de tineret și modernizarea străzii castelului, este estimată la 2 milioane de euro și se așteaptă finalizarea ei în anul 2024.